Salutare fraților și bine v-am regăsit la vlogul special de Revelion. Astăzi vreau să-l enervez un pic pe Blondu. Nu mai țin cont de uniformă, că se vede logo-ul, că nu știu ce. Aia e, de Revelion, merge un vlog de asta, filmez tot ce se poate. Și la ce m-am gândit eu astăzi? Vreau să-i fur duba. Eu acum mă găsesc cu el. Am terminat și eu și el, este ceasul 12 fără 10. Și am terminat amândoi stopurile în același timp. Și el mă așteaptă să ajung la el. Să mai încărcăm niște pachete de la el din dubă, să le duc și eu la depozit. Și atunci când ajung acolo, vreau să intru în dubă lui, pornesc dubă și să plec. Dar sper să nu se dea jos cheia, să lase cheia în mașină. Și plec cu dubă. Dubă mea o încui și cu al lui plec și vin și eu peste 10 minute înapoi. Dar el, să vedem ce face. Mă sună, se enervează. Așa că fraților, stați aproape, dați un like până una alta. Și hai să vedem ce este din acest vlog. Dacă este ceva special, să mai râdem și noi mai glumim. Bun, îi fac chestia asta, că dimineață nu m-a ajutat la o chestie. Am vrut să fac un vlog mai special, mai frumos. Dar n-a vrut să mă ajute, că a zis că se grăbește, că are multe stopuri. N-avea multe stopuri, avea 60 stopuri. Dar a zis că nu are timp și prima oară a zis că mă ajută. Eu l-am crezut și m-am dus după el. A zis că hai să lăsăm dubele undeva și merge decât cu una. Și m-am zis după el, a ajuns la primul stop și a dat primul stop. După aia, și că ai mai în față un pic și a mai dat un stop și a dat două stopuri băiatul. Și m-a enervat, că nu mai merge să mai filmăm, că se grăbește, că are multe stopuri. Și acum eu fac. Dacă n-a vrut să mă ajute la chestia aia, acum o să eu fac lui. Să-l enervez și să-l supăr. Să vedem cât de tare se supără, cât de tare se enervează Blond. Așa că stați aproape, fraților, că ajung imediat. Hai să vedem ce este. Reușim să facem un vlog frumos sau nu reușim? Vedeți cât este ceasul, am avut astăzi 55 de stopuri. Lejer, foarte lejer. Și gata, s-a dus și săptămâna asta de muncă. Dacă este acolo, dacă a ajuns. El e mai panorama așa, zice că vine și nu vine. Nu e nimeni. Ia să vedem dacă a ajuns aici. Panorama asta de Blondu. Lasă, că oricum a oprit în altă parte. A zis să duce până la Aldi, că trebuie să ia ceva. Eu luăm de acolo. A, vezi cât îl țin astăzi. Îl țin astăzi de aici, în orașul ăsta. Până plânge. O să mă sune și nu o să răspund. Până plânge. N-a venit și el să mă ajute să încarc și eu acele pachete. Astea aici mi le-a lăsat Iulian. Iulian a terminat mai devreme. Tot aici. Și în modul la depozit le descarc pe toate. Sunt câteva jante, tot cu cauciucuri. Astea sunt pachetele, foarte puține am încărcat astăzi. Hai să arunc alea aici. Gata, hai să mergem. Mai tare, nu m-a ajutat să încarc aceste pachete. A zis că mă așteaptă aici. L-a făcut bulangiu Blondul ăsta. Cam bulangiu. Să vezi ce eu coc eu acum. Că nu-l las eu prin zoiesc pe aici. Îl las pe jos câteva minute bune. Mă duc frumos, beau o cafea cu duba lui, pe abia un kid. Și să aștepte. Blondule, nici nu știi ce te așteaptă. Nici n-ai idee ce te așteaptă. Acum să vedem cum fac să-l găsesc cu cheia în contact. Dacă a intrat în Aldi, hai că vedem, revenim imediat ce ajungem acolo. Hai, stați aproape. Să vedem dacă nici aici nu e și e bulangiu, abada. Uite la acolo, îl vedeți? În parcare, stați așa. Deci nu-i stânga aici. Uitați-i dubă acolo. Hai, revenim. Să-i furăm duba și filmăm din duba lui. Uitați. Poliganul. Bă, dar și-am vrut să-mi iau una de asta, mă. Da? Am zis dacă nu te-am văzut. Uite. 10 euro. 10? Nu, 10. Care? 14. Din asta ai vrut să ții? 15, da. Și-mi ți-ai luat? Și 15 euro. 14 euro. Da, 15. Ce-ai vrut să iei? Vodka sau petarde? Nu, petarde. Păi și tu nu ți-ai luat nicio din asta? Ba, am acasă, dar am vrut să o iau pe asta acum, deci. Am zis dacă nu te-am văzut pe acolo, nu l-am. A, uitați, se pregătește. Ma, dar ți-ai luat muniție pentru Revelion. Nebunul de Blondu. Păi, da.
Bă, dacă nu mai ai venit la Vilihepa, nu m-am loc. Nu știu ce au ăstea de tale, pachetele. Nu m-am loc. Hai. Nu e mătal încălțat. Ce-am ales. Hai, băi, hai că plec. Trage aici. Ce să trag? Plec, nu mai. Nu mai, mă, nu le iau. Nu ți le iau, gata. Ei, tu știi cât am muncit acolo. Vrei două lave peste un? Hai. Nu ia, mă, am plecat. Hai, baftă. Baftă, băi. Fraților, vreau să-l fac. Nu are cheile în contact și vreau să-l fac să plece de aici. Așa că îi zic că iau apolurile, dar nu aici. Să oprim undeva pe stradă. Să-l găsesc cu ea în contact. Bă, nu ți le iau, că nu am loc. Nu ți le iau, blondule. Bă, nu le pregăte, că nu le iau, n-am loc. Sunt plin. Bă, nu glumesc. Hai, hai, nu glumesc, hai. Bă, nebunule, hai mai încolo, băi, nu aici. Hai, dacă tot am oprit. Hai, bă, că vreau să fac un vlog, vină încoa. S-a urcat în spate. Bă, nebunule, hai, opri mai încolo, fac un vlog. Hai, opri mai încolo. Hai, bă, vino, vino încoa, hai. Ba da, vino, hai. Hai, vino încoa. Bă, vino mai încolo, că știu eu undeva unde sparcăm. Hai, vino. Hai, mă, blondule. Trebuie să-l găsesc cu tine în contact. Hai, mă, blondule, că oprim în altă parte. Oprim în altă parte, băi, vino, hai. Hai la Peco, hai la Peco. Hai la Peco, hai. Hai! Hai, băi, la Peco! Băi, vezi că pleci cu bine. Haideți că am mușcat momea la vine. Vine după mine. Îl băgăm în Peco aici. Și furăm dupa. Da, am intrat în dubă, dar nu se blochează dubă, ce? Ce dubă are asta, tati? Aici. Ce dubă e asta, mă, să-mi bea pula? Mă, vezi, panorama, mă, ce dau o dată, ăsta, pula. Hai, pune, acolo. Ia și tu, hai. Hai, iau și. Blondule, gata, băi, plec, ne auzim. Fați așa, blocăm duba mea. S-a blocat? Bun. Și plecăm cu duba acum. Eu sunt Slaveceu. Crede că glumesc. Așa crede eu, glumesc. Am plecat. Mamă, ce-o ține scaunul blondul ăsta. O să-l dau mai în spate. Așa. Mi-am blocat duba. Asta-i cheia mea. Frumos. Și hai să plecăm acum. Pune să ne împarcare înapoi aici la Aldi. Frumos. A, blondule. Mi-ai făcut o dimineață. N-ai vrut să filmezi cu mine. Acum așteaptă. Vede ce frumos stau eu aici la Aldi. Mâncăm ceva frumos. Bem o cafea. Așa, hai. Și gata. Uitați voi ce navigație are spartă. Avem artificii, avem vodka, în ușă. Avem de toate. Uitați, spartă. Aici, la blondul. Ia să ne dăm și noi un pic. Răsătă, gume. Ce mai are pe aici? Nimic interesant. Și acum așteptăm. Eu am timp să stau. Ia să vedem dacă el nu se mai grăbește acasă acum. Dimineața se grăbea să dea stopurile să plece acasă. Ia să vedem. Mai pleacă o oră îl țin așa. După ceva timp, după jumătate de oră, mergem acolo, înapoi la el și stăm în mașină. Și deschidem doar un pic geamul și vorbim cu el așa, prin geam. Să vedem ce are de zis. Revenim. O trecut cam 10 minute. Mai stăm, mai stăm. 5-10 minute mai stăm. După aia mergem acolo și stăm în dubă. Uitați cum mă sună blondul. Era bine dacă puteam să răspund, să vedem ce zice. Dar așa, dacă răspund acum, se închide filmarea. Mai stăm.
Sună, blondule, sună, mă. Dimineața ce fericit erai când am venit după tine și mi-ai tras țeapă. Ia, așteaptă acum. Mă sună că trebuie să ajung acasă să toace carnea. Are muncă de făcut blond acasă, e bucătar. Trebuie să pregătească de Revelion, de astea, mă. Hai să mergem să vedem ce zice, dar oricum îl mai ținem. Mergem acolo și vorbim cu el prin geam, așa. Să mai aștepte. Nu se mai grăbească atât. Atunci când te grăbești, strici treaba. Nu știi că graba strică treaba, blondule. Hai că venim. Am plecat de aici, de la Aldi și hai la Peco. Ia uite-l, mă. Ia uite-l cum stă. Hai, bă, blondule, mă, nu te grăbești așa. Domnul blondul m-a fiut. Uitați ce supărat e. Bă, ce ești așa? Ce ești așa supărat, domnul blondul m-a fiut? Bă, băi, Cristi, ești panorama, băi. Bă, dar ce te grăbești așa? Mă vezi că ai mașină în spate. L-a spălat, unde se bagă ăla, frate? Stați așa, stați așa. Bă, dar de ce mi-ai tras țeapă, blondule? De ce ai tras țeapă? De ce mi-ai tras țeapă dimineața și n-ai vrut să filmezi? Bă, hai, nu mai fi panorama, bă, mă supăr, Cristi, gata, hai că mă supăr, îmi bag pula. Hai, nu te supăr, ești panorama, îți dau o sticlă de vodcă. A, bă, dacă nu terminai, dacă aveai mai multe stopuri, ce făceai? A? Aici, dacă aveai mai multe stopuri. Ce supărat e. A, râdeai dimineață, te râdeai de mine. Cum am venit după tine, am pierdut o grămadă de timp. Zâmbeai, nebunule. A, uite, ai botit și duba. Panorama. Supărat, mă, el, supărat, că se supăre. Dar eu nu mă mai supăr. Eu nu mă mai supăr, panorama care ești, adică... Bă, eu nu... până mergem... Băi, tare, nu contează... Eu dimineață ce-am făcut? Bă, dar ți-am zis că nu merg, Ai zis că nu, ai zis că mergi? Nu, am zis că nu merg. Ai zis că mergi? Ia du-ți aminte. A, uite, acum e bun să... Te țin vreo oră pe aici. A? Păi da, vezi? Care-i treaba? Blondul mafiotul. Cum te strigă lumea. Hai, trage blondul câte pachete are aici. Trafic de pachete. Ia uite-mă ce fericit. Ce fericit e acum, bă, panorama. Ești fericit acum, că ai schimbat pachetele, acum pleci acasă. Te distrezi, te-l da revelion. Dansuri, tango. Să-mi bag pula, dacă nu se dau raport. Tango cu... Unde-i băganat? Tango cu... Faci tango cu botanul lui ăsta, lui Iulian. Faci tango cu botanul lui Iulian. Stai că mă zgâri cu cheia, mamă ce mă zgâria. Hai, bă, acum ești fericit acum. Te nu trebuia să ține vreo oră pe aici? Îți dau raport, e, ții o pulă. Da, mă. Dar tu n-ai treabă acasă? N-am treabă. Cine? Să-mi bag pula în locul tău. Subscriberi, dacă îl prindeți pe stradă. Dacă îl prindeți pe stradă, faci tipană. Gata, ai pus-o. Să-mi bag pula în locul tău. Hai, ceaules. N-ai de bocciu. Cam asta a fost cu vlogul de astăzi. Nu a ieșit așa cum așteptam. Nici blondul ăsta nu mai e ce a fost odată. S-a stricat și el. Serios, acasă, nu știu ce, supărat, l-ați văzut și voi. Ce să-i faci? Azi, du-te acasă, hai, du-te, ia după. Am lăsat. Dar trebuia ținut așa vreo o oră, minim o oră trebuia ținut pentru ce a făcut. M-a pus să mă duc după el, am pierdut vreo jumătate de oră, am pierdut și eu cu... Puteam să dau vreo 5 stopuri, dar blondul m-a luat după el. Da, în fine, ăsta a fost vlogul. Sper că, da, v-am distrat un pic cât de cât acolo. Nici eu nu mă așteptam să iasă atât de nașpa, dar... Măcar acum, ați văzut și voi o reacție la blondul, cât de supărat e. I-ați văzut fața de supărat.
Ce să vă zic, fraților? Asta este vlogul de Revelion pentru voi. Sper că noul an o să facem vloguri din ce în ce mai șmechere, mai frumoase, cu mai multe detalii, să aveți de învățat mai mult de la mine și în domeniul ăsta de curierat. Ce să vă zic? Un an nou bun, fericit, cu multe bucurii, cu împliniri, cu tot ce vreți voi. Eu am fost Cristi Banainte, por și până data viitoare, fraților. Eu vă salut și multă baftă tuturor. Happy 2023! Pa!